căruțaș, așa s-a avut spirit medicinal, a dormit în căruță și calul a trecut granița, că nu mai e prut acolo, prutul voia în sus așa, a trecut granița și s-a trezit în Ucraina. Cine era pe locul întâi? Complet necunoscut și pe locul doi, Leo DiCaprio. Fraiere! Eu nu mai beau. Deloc? Deloc. Ți-ai luat mașina, amantă, ce ți-ai luat? Adică eu încercam să fiu serios, să fiu producător, să fac una alta și ei mă luau de stivă. Salutare tuturor! Ce faceți, fraților? Astăzi ne întâlnim cu Stivenu. După 7 ani mă văd cu Finu. Ceea ce nu știați unii dintre voi este că eu i-am botezat fica pe Maria Ecoazela, da? Nu-l găsesc, unde dracu mai pus mă să vin? Mi-a dat o adresă, n-am mai fost niciodată aici. Deci dăm un telefon. Vezi că unde e scris, cu, unde e șters cu... Unde dracu mai pus mă să vin? Real dracu să fii. Bă, ascultă-mă, unde e șters 23, eu nu e bun, e următorul unde scrie cabinet stomatologic. Acolo e 23-25. Bă, eu sunt bine aici. Nu, aici biserica adventistă m-ai adus la biserică? Sau nu sunt pe strada aia care trebuie? Mă, nu mai e la mișto, nu-ți bagi joc de mine, m-ai trimis la vreo adresă la soală, a? Hai mă, odată că am o întâlnire, Lucian, hai, pe serios, vino și sună la interfon și vino sus, hai, pa, 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 pa. Pa, hai că am găsit în sfârșit, l-am găsit pe, uite aici la Struhar Productions. Ia să vedem unde mergem. Unde intră mâinile aici? Că nu era bine. Am dat peste unul într-un birou care nu semăna deloc cu Stivenu. Stă bine și mie pe rost, da? Un pic, așa? Deloc? Nu prea. Hai să mai facem o dată, ca și cum ne-am fi întâlnit acum prima dată. Acum ne-am întâlnit după ce ai venit din Germania? Dar tu nu vrei să vorbim întâi? Salut, ce faci, bă, vai de mine, bă, băiatule! Lucian Biziru, hai mă, că ne-am mai schimbat, am mai schimbat! Stivene, nu mă, suntem cu personaje acum. Nu suntem cu inimă de țigară. Aproape că am uitat. Ai uitat tu, dar n-a uitat lumea, mă. Te invit la Struhar. Filmează Struhar, nu pot. Am filmat deja de jos. Filmează de aici Struhar, așa, toate ce... Prima dată am ajuns la numărul 22, așa, în partea alaltă. Filmează aici. Așa. Că eu trebuie să văd spectacole, tu crezi că ai venit degeaba la mine aici? Așa? Ce dai? Și aici e cart. Așa. E cart, sală de toate, o să vezi. Ok. Hai. Gata, boss. Dai și tu o cafea? Te invit în biroul nostru. Mama! Occidental, a? Asta este un tablou, nu este o poză. Ca să nu vă imaginați greșit, ăsta este un alt tablou. Dar ce ori de fire, al dracu să fie. Iar aici filmează puțin mai de departe așa, toată treaba asta. Da, domnul regizor, gata. Aici, mai de departe, pentru că e un proiect încă secret în lucru. A. Să nu se vadă despre ce e vorba. O, bă, că tai la montaj. Lasă-mă. Că nu montăm, crezi că pun așa. Hai, vrei să stăm pe canapea? Îți dau o cafea și un pahar cu apă. Asta, cu asta de fapt, da? Trebuie să încep. Stai jos unde vrei, ia un loc, avem de vorbit astăzi, mi-am făcut programul ca să stau cu tine, să-ți mai bag și mințile în cap. Că am de gând să-ți bag și mințile în cap. Aoleu. Da, adică să te întreb de ce naiba nu revii tu la niște lucruri. Pe unde sunt acum, tăiem, băgăm bipuri, nu de-astea, nu. Ba, fă-i mă ce vrei, că eu nu mai sunt la Rus, Andrei. Nu? Nu mai sunt la telenovelă, nu mă mai cenzurează nimeni, sunt propriul meu șef. Fac ce vreau. Bă, voi îl vedeți pe ăsta acum? E schimbat mâncarea și trebuie să vede voia. Apă bei? Sau... De cât timp nu ne-am văzut? Hai făcând abstracție de întâlnirea aia. Vreo de 2022-2009-2008. Cam prin 2008 ai terminat nu? De filmat. Ce? Serios. Ne-am terminat nimic. Da. Ceva de genul. Nu, mă refer la da, așa. Da, 2008. Tu ai filmat, ultima a fost Regina, nu? Da. Eu am mai filmat State și alea, tu nu ai mai fost în State și Moștenire. Nici măcar deci în State de Unite. 14 ani, serios, de când nu mai vorbești frumos cu mine. Eu? Eu n-am vorbit niciodată frumos cu el, dar nu știu ce zice el aici. Trebuie să vedem să nu-mi scuipem pahar sau ceva. Băi, treaba este să întreb dacă merită să faci reclamă brandului din care vin noi aia. Nu mi-a dat banii. Ma, câtă reclamă am făcut eu? I-am avut de la Borsec. Da?
Da. Atâta vreme când nu e plătită, nu contează. Trebuie să... Așa, cafea mai lungă, cu lapte, mai scurtă, mai cum? A, stai că... Lungă și groasă. Ai voie cafea? Ai fără cofeină? Nu am fără cofeină, nu. Aia atunci pune și un pic noi de lapte suntem, acolo. Corporate aici, mă, cofeină, da? Nu se poate. Îți pun atunci cea mai lungă. Corporate, mai lungă. Exact. Și îți mai pun niște apă. Sau îți pun lapte, lapte de vacă. Noi avem o vacă aici și lapte natural. Bă, dar ce priveliște ai? Ai văzut? Ia vino cu asta, vezi ce frumos. Stai că e în contrarul ăla, gata. La ora 3 o să intrăm și în sala mare, să vezi acolo, dar deocamdată se face casting. Și eu când mă mai plictisesc așa, mai stau aici și mai văd ce fac alte corporații de prin jur. Furi idei? Furi idei. Ce să fur, mă, că aici sunt, uite, e un bloc care a ars tocmai în 2003, dacă îl ții minte, ăla, de acolo, știi? A ars din 2001, 2002, 2003, ceva de genul ăsta, țin minte că era în facultate. Și nici acum nu l-au mai dat în folosință, pentru că e construit ilegal, din câte știu eu. După care aici e o bancă, știi câte probleme am avut eu cu băncile. Așa că nici acum n-am scăpat de banca asta. Care n-ai scăpat, mă? Ba da, acum am scăpat. Farmacie. Aici, fii atent, uite aici, decorul ăsta. Uite-te puțin dacă faci așa. Nu trebuie să fac așa, cam cameră. Păi fă cameră și fă un cadru așa strâns. E, poți să filmezi un film de epoca, anii 30-44, timpul războiului, bombardamente și așa mai departe. Lați-mă bombardamente, zi de Gianni, zi de Stevenul, de ăștia. Păi. Eu vreau să știi ce vreau să facem, că tot am zis, l-am zis astura de pe YouTube, am făcut o grămadă de live-uri și de-astea, să facem filmul Inima de Țigară. Ceea ce nu s-a făcut până acum. Băi, eu... Deși a murit mulți... Tu îți-mi spui mie acum, dacă tu ai venit aici în pitch, sau ai venit doar să faci... Ce? Ai trei posibilități. Ce pitch? Ai trei posibilități, înțelegi? Unu. Trebuie să știi acum că eu sunt producător de film împreună cu Harshani, așa. Alexandru, și se numește Struhar Production. Avem deja primul film vândut la Netflix de către noi. Pe care l-am văzut. Da, și e vândut și... de noi la Netflix. Atenție, mergem acolo direct și nu că e vândut. Este disponibil pe platforma Netflix. Doi acolo l-am văzut și eu, nu l-am furat. Doi la mână. Deci, în calitate de producător... Da. Putem avea un gând să facem un film, doi la mână. Tu poți să vii aici ca să faci un material pentru canalul tău de YouTube, ca așa ai zis tu, da? Așa ai zis. YouTube, ai zis așa. Așa. Iar trei, trebuie să vii și în calitatea aia în care noi am fost foarte multă vreme pe platou împreună și am devenit la un moment dat prieteni și nu ne-am mai sunat de 14 ani. Tu în ce calitate ai venit acum la mine aici? Eu știu, nu știu. Am venit să te văd. Hai să o luăm încet, că avem treabă. Deci, în rest, da, este, se vede foarte frumos de aici, aș fi în binoculu, se vede dacă... Nu știu, poți să pui ia dacă îi bagi aici, vezi ceva? Ia uite-te și tu. Văd. Vezi? E una goală la alcool. E una goală, mă. Da, mă, nu, am zis că dacă tot vin în România, că altfel nu te-aș fi sunat. Dar asta e puțin, cum adică vii în România? Ce? Tu n-ai mai fost în România sau ce? Nu, că 7 ani am fost în Germania, stai, nebunule. Stai, lasă să vorbești despre... Cine vine la mine stă acolo, eu stau aici. Ce mai voiam să zic este că... mă duc să-ți arunc lapte. Adu vaca mai bine. Da. Are energie mișto băiatul, îmi place. Că planul 2 face filmul. Păi normal. Trebuie mai mult din tablouul ăla. Ai prins prea mult ușa aia care e prea centrală și urâtă. Vino mai încoace tu. Așa, să avem canapeaua mai în spate. Vino mai încoace tu. Așa. Da, deci pe la urmă, bei cafea sau bei apă? Beau eu apă și tu cafea, da? Da. Că vorba aia știi tu cum e. Îmi dai și mie să fumezi din asta? Da, cum să nu? 10 lei. E încărcată? Nu, am încă nu. Încărcat. Dar e la din aia care se fumează de două ori, nu? Da, mă, am eu față de magnat. La un moment dat aveai, mă, când aveai mașina aia cu pe. Băi, de ce nu mai faci, mă, treabă? Dar am făcut moșile. Dar nu știi tu, ne-ai aflat tu de ea. Tu te-ai dus în Germania pentru că aici erau oamenii nașpa, nu? Nu, că eram eu... Era bine, tot și în cap. Și când în Germania ți-ai dat seama că și ei la fel de nașpa că nu ăștia de aici. Nu. Nu? Aia sunt plictisitori, dar mai mișto decât ai noștri, să știi. Nu adică... e nimeni mai mișto decât la noștri. Ba da.
Deci noi ne mâncăm între noi. Asta e viața. Neamțul cu neamțul se ajută, înțelegi? M-au ajutat și nemții când am avut nevoie de ajutor, m-au ajutat mai mult decât m-au ajutat românii. Stai tu liniștit. Eu vreau să zic că și la noi e bine. Noi suntem mai distractivi. Asta am să zic, și la noi e bine. Dar dacă vrei ajutor sau dacă vrei să te bazezi pe ăla ba, de lângă tine, e mult mai greu. Eu cred că tu ai întâlnit oamenii nepotriviți și ți-ai făcut o părere, ai generalizat prea mult. Nu, eram mic la creier, adică tânăr. Înțelegi ce vreau să zic? Eu cred că, vorbesc foarte serios acum, cred că la vremea respectivă noi ne-am înconjurat greșit de niște oameni greșiți. Și din cauza asta, și eu și tu, am avut de suferit. Până la urmă, tu te-ai dus acolo, eu am rămas aici. Mai bei? Eu nu mai beau. Deloc? Deloc. De cât timp? De o perioadă lungă de timp, dar... Adică nu e faza aia pe care o făceai tu că să-i dai ficatului pauză și să... Nu. Te... Nu e vorba de băut în sensul de consuma substanța alcool. A venit un moment în viață în care mi-am dat seama că toate seriile alea pierdute și state în birt nu ajută prea mult la meseria asta a noastră. Adică eram tot timpul dimineața obosit, că seara, vezi, Doamne, avem spectacol și trebuia să ieșim să bem. Că știi cum era, mai ales în momentul în care am început să facem... turnee, era obiceiul ăsta. Te duci într-un oraș, petreci, joci spectacolul, după ce joci spectacolul, se ieșea la masă, la băut, că uneori venea primarul, ce-ai făcut? Sau cine venea de pe acolo, prietenii de tăi de la Iași. Și am stat așa la un moment dat și am constatat, băi, stai mă puțin, că eu ce fac? Eu fac meserie sau e o băută continuă? Și acum te-ai apucat de produs. Că, fie, mergeai la Iași în seara asta, jucai, după ce jucai la cârciumă, am băut. Te trezeai dimineața, urcai în mașină, plecai la Piatra Neamț, jucai, seara, la masă, băutură. A doua zi, te duceai la Botoșani, jucai, seara, prietenii tăi de la Botoșani. Adică tot așa. Spui că și erau turnee de 10 zile în care când te întorceai acasă, îți trebuia să te duci la reanimare, să stai, știi, că nu puteai să faci meseria asta. Și mai mult decât atât, Nu se leagă lucrurile dacă o petreci așa. Adică boemia aia de pe vremea lui Ceaușescu, care ne-a fost nouă povestită, știi bine, cu ghidinică, cu așa, băi, nu prea mai merge acum. Că ori ești actor angajat undeva și te mulțumești cu un salariu și te duci pe acolo când ai timp și s-ar putea să funcționeze. Dar dacă ești independent și vrei să te ții de treabă... Și dacă ești independent și vrei să te ții de treabă, nu-ți merge treaba. Înțelegi? Nu-ți merge că nu se leagă. Cred că am un aparat din ăsta pe nivel. Eu nu prea fumez, dar când văd că aveți din astea, mă tentează. Da, mi am auzit pe unii ce... și pe nețe îmi ziceau că rămân impotent dacă fumez de asta. Eu am zis, bă, dar măcar acum știu de la ce. Din alea de la... alea făcute pe vapor. Nimic. De la ucrainieni, la mine acolo se fumează. Da, ai rude pe acolo? În Ucraina? Numele meu e din Ucraina. Da? Da. Aș colecta puțin cadrul ăla, ești prea tăiat. Vino mai spre mine tu. Am mai acoperit din ușa asta. Băi, e nasol că se întâmplă treaba asta, dar știi cum e. Nu poți să plângi pentru... Că sunt mulți oameni despre care pentru care trebuie să plângi, știi? Sunt țări sărace, oameni care trăiesc cu sub un dolar. Sunt copii de aia care aleargă prin savană să nu-i prindă leu în drum spre școală. Să sperăm că se oprește la granița cu Uniunea Europeană și cu NATO. Deci n-ai rude pe acolo sau de asta? Nu, n-au rude în Ucraina, dar numele nici de parte de graniță nu sunt rudele tale. Nu, păi povestea întâmplătoare ca să facem și umor în podcastul ăsta. Păi n-am eu așa fac tot timpul, încerc ce puteți. Știi ce e? Povestea este că la mine, la bunicii mei în sat, de la bunicii mei din sat până peste graniță, sunt vreo 20 ceva de kilometri. Și povestea este că un căruțaș, așa s-a băut spirit medicinal, a dormit în căruță și calul a trecut granița, că nu mai e prut acolo, prutul o ia în sus așa, a trecut granița și s-a trezit în Ucraina. Gândește unul la mână, că nu e țară europeană să vii cu buletin înapoi, trebuie să ai pașaport. Ăla care de la țară avea 4 clase și cu spirit, Macmur, când s-a trezit într-o țară în care vorbea o altă limbă, bă, ce e aici? L-au ținut vreo 2 săptămâni că nu găseau nicio modalitate să-l aducă în țară înapoi. Cum naiba să-l aducă în țară când el nu avea în viața lui pașaport? Era într-o țară străină cu tot căruță, cu cal, cu număr. Că avea număr la căruță, că știi că de vreo câteva zeci, 15-20 de ani, au și căruțele, număr de matriculare. Asta n-am știut. Au număr de matriculare ca să le identifice, că fac accidente și astea, inclusiv căruțele fac accidente. Ei, și ăla era acolo total încurcat. Și primarul satului de la noi, satul vecin de fapt, și cu primarul de acolo,
Au încercat două săptămâni să găsească un mijloc și a zis, până treci mă înapoi, hai că nu mai constatăm nimic decât să facem 7.000 de hârtii. Omul a stat, a văzut Ucraina două săptămâni, relaxat, frumos, de la spirit medicinal să trag toate. Băi, treci mă de geani și de alea, că tu trebuie să faci altceva în viață. Da mă, eu zic, înțeleg, da. Eu da. M-am chinuit o perioadă să scap de Steven și așa mai departe. Te înțeleg. Am scăpat? Nu. Că pe mine tot pe stradă Steven. Știu că oamenii întreabă despre asta. Mă cunoaște, da, lumea. N-am o problemă cu asta, deloc. Am avut o problemă în mediul în care m-am dus și eu am încercat să fac alte lucruri. Adică eu încercam să fiu serios, să fiu producător, să fac una alta și ei mă luau de Steven. Băi, mai terminat o dată cu Steven. Încercam să, să duc spectacole. Cum îl chema opera la care l-a jucat pe El Bandi? A murit și a murit săracul. Cum a murit? A murit. Nu joacă în Modern Family? Aia a fost acum 10 ani, 15 ani. Și a murit? Așa știam. Eu nu cred că a murit. Dați și voi căutare. Dar el a reușit și s-a reinventat ce serial a făcut, total altceva. Adică în Modern Family a fost total altceva. Mare succes Modern Family. N-am văzut un episod. Eu l-am văzut și a fost un mare e succes cineva... la nivel mondial. O fi fost, dar nu cum a fost familia Bandi. Nu, pentru că la familia Bandi era un serial care servea exact masei de mijloc. Și masa de mijloc e cea mai adică, consistentă. Adică, uite, tu după Steven l-ai făcut pe ăla de la Food Panda, de exemplu. Din filmul meu. Acolo a fost un... Dar mi-a plăcut. Aia era pe genul Tarantino, așa. I really appreciate it. Mai degrabă să zicem că te-ai băgat de buget. De buget? Da. Păi de ce să plătesc un actor dacă eram acolo? Nu, am... Păi nu, dar un regizor putea să se zică, domnule, că sunt foarte mulți dintre ăștia care nu prind rolul și se bagă ei singuri în filmele lor, știi? Da, știu, dar fiind primul meu film mare, cu buget mare, că a costat 300 și ceva de mii de euro. Deci uitați-vă, fraților, și să comentați, să-mi spuneți da. Ce părere aveți despre... Complet necunoscuți pe Netflix. Pe Netflix, dar eu cred că l-a văzut deja multă lume, că a fost unul dintre filmele care a stat cel mai mult în top 10 pe Netflix. Ce am vrut să zic este că... Că n-aveai bani. Nu, că nu puteam să-mi permit să nu fiu la monitor. Că nu știam dacă-s capabil să și joc și să-mi imaginez cum e. Da, e greu. Da. Trebuia să conduc din așa... Dar era cât paci să fac treaba asta. Că în ultima zi, știi că atunci noi filmam în pandemie, în ultima zi am făcut testele finale pentru actori la ora 5 după masă. Și unul dintre actori a ieșit pozitiv. Și fii atent cu o comedie. A ieșit pozitiv și a și strănutat de vreo două ori când și-a băgat bățul ăla în nas să facă. A strănutat de două ori și noi eram pe acolo. Și l-am trimis, am făcut un test, nu, al doilea test, nu, zic, restul erau la mine la sală, într-un colț, toți s-au strâns așa și stăteau departe de Alex. Și din păcate săracul Alex a repetat o lună pentru film și l-am trebuit să-l înlocuim. Și cu cine să-l înlocuim? Că eu eram singurul care știam rolul, că am stat o lună cu el la repetiții. Era că pe acest să joc eu, dar am dat două telefoane și l-am înlocuit cu Alexandru Conovaru. Și a jucat Alex. Mi-a plăcut de Alex Conovaru. Și de nevastă sa, mai știu, n-am mai Anca Dumitra. Da, mi-a plăcut foarte da. Mult și de Anca Dumitra. Fiecare are acolo, adică scenariul e atât de bine scris încât ai trei familii care au trei tipuri de probleme, știi? Un tip de problemă există între el și ea, că sunt o familie care, am un copil de 17 ani, ea nu se înțelege cu fiica sa, cum majoritatea familiilor din România au probleme cu adolescenții la vârsta asta, că stau prea mult pe telefon, că nu știi cum, ce direcție să-i conduci, să îi faci să-și aleagă un drum. Și în familia respectivă se înțelege mai bine cu tatăl decât cu măsă. Iar maică-sa, care e psiholog, culmea, și ar trebui să vindece oameni de lucruri de genul ăsta, își pune țâțe. Adică problema principală este că un psiholog care ar trebui să fie sănătos la cap nu e până la capăt mulțumit de felul în care arată. Cealaltă familie are alt tip de problemă. Locuiește cu măsa. Înțelegi? E băiatul ăla care nu s-a mai desprins de măsa niciodată. Are 42 de ani. Locuiește cu mama și mama e cum? Dar mama ne ajută, dar mama e cum? Păi tu crezi, tu știi câți bani am dat noi pe bune dacă n-ar fi mama? Și ea zice, din cauza asta nu mai facem sex. Pentru că de ce? Cum? De ce? Pentru că e camera de alături.
E alt tip de problemă, știi? Se regăsește alt tip de familie. Ce mi-a plăcut este că nu e genul de film tipic românesc. Adică... Păi nu e că nu e scenariu românesc. Da, dar de regulă, și tot ziceam, dacă ar fi la un moment dat să îmi doresc să văd un film bun, să nu vreau să mai înceapă cu mizerie, cu vaca de la țară, cu știi ce zic? Din păcate, noi încă mergem prin București și mai trec căruțe cu cai, prin București chiar. Mai pe la periferie. Da, dar nu numai asta e România. Nu numai asta e. Adică poți să încep cu un cadru frumos ăla cu drona, cu ce ați făcut voi acolo și să arăți partea frumoasă. Eu am luat scenariul ăsta la italieni. Nu mai repet povestea că el e făcut în 25 de țări și ca și mai departe, că o știe lumea deja. Adică e o franciză, un remake, am plătit drepturile la italieni. Dar dacă eram poate puțin mai român... În gândire făceam cu mici și bere, că în România când se trește la o masă, oamenii... Da, frate, dar uite, mai e și, cum zici, mai e și Casa de David, mai e și... Asta vreau să spun, puteam să fac cina respectivă cu mici și bere într-o curte, ca așa sunt românii, dar n-am ales asta. Am ales să fac un film glamour, strălucitor, care din imagine arată, din imagine e curată, ai văzut? Și imaginea se datorează unui om care începe să gândească altfel. E un tânăr director de imagine, Zoran Simulov, care el își dorește să arate altfel filmele, înțelegi? Deci ești mulțumit până la urmă de film? Da, eu sunt mulțumit de film, sunt mulțumit de contactul ăsta pe care l-am avut cu, cu Zoran și vreau să fac în continuare film cu Zoran. Sunt mulțumit de faptul că am făcut postproducția într-un loc unde sunt profesioniști la Chainsaw și oamenii ăia au lucrat brici, adică a fost brici. Și pe aceeași rețetă vreau să merg în continuare. Adică de pe piața noastră lipsește, a fost comparat filmul ăsta cu filmele lui Woody Allen. E o comparație care mă flatează, e mare, dar în zona asta vreau să mergem. Filmul despre o poveste de iubire, o întâlnire într-o seară, nu sunt filme scumpe, adică nu sunt filme în care să transformăm Bucureștiul în anii 30 și să trebuiască să cheltuie o grămadă de bani pe decoruri și de fapt filmul să fie... Prost, că scenariul e prost. Filmul ăla pe care l-am făcut la țară cu Maxim și cu băiatul ăla, altul mai e? Voi nu știți despre filmul ăla, dacă el are, mi-l dă să-l postez. Băi, și... îl am! Da? Îl okay. Am! L-ai? Am un folder, de fapt am un folder o să pe un hard care se cheamă hardul vechi. Așa. Când am scos din calculator vechi hardul, l-am copiat și am făcut un folder, că atunci un hard era cât un folder, acum știi. Deci ca să ne înțelegem, filmul ăla a fost așa, o joacă, la modul că vreo, nu știu dacă eram beți sau nu eram beți, dar... Nu eram, că conduceai tu, mergeam... A, nu era o problemă asta dacă... Nu. Prieten, știi cum s-a făcut? Ai zis tu, hai să mergem undeva la țară, la un prieten de-al meu. Și am fost la casa respectivă și am luat cu mine o cameră de filmat. Și am filmat tot felul de chestii care au fost spontane și fără scenariu, n-am făcut un scenariu. Exact. Și am montat chestia respectivă și a ieșit ceva, dar nu pot zic că e film. Adică e... Băi, e film, o să vedeți. Și așa pe plan personal, cum ești? Ești fericit? E bine când ai treabă. Știi că la nebuni și la închisoare se folosesc două metode. Terapia ocupațională, una e și cea mai importantă. Când ai treabă, nu prea ai timp să fii nefericit. Când stai... Da, eu am avut o perioadă când am căzut rău de tot după munca multă de la seriale și lipsa aia de... cum se cheamă? Lipsa de proiecte, aia te omoară cel mai tare. Când n-ai ce să faci, știi? Da. Și prin 2011-2012 eu am zis că trebuie să iau în propriile mâini chestia asta și să fac eu, știi? Și de atunci, încetul au crescut lucrurile și fac acum, fac eu proiecte. Dacă ele nu se fac singure, le facem noi. Înțelegi? Și dacă tot am venit la capitolul ăsta, am ajuns în zona asta de nebunie și de stat, care e cea mai mare frică ta? Astea sunt întrebări din alea luate de pe site-uri. Ce să-l întreb pe unul într-un podcast când podcastul... Sau, de ce e podcast în primul rând? Că podcastul e ceva audio, nu? Da, poate să fie. Funcționează și audio la tine? Nu i-am spus eu.
Podcastul audio, funcționează și nu știu și dacă i-am dat drumul la microfon, dar... Nu, mă refer să-l pui în buzunar și să-l asculti în căști. Nu, nu. Adică poți să-l pui... Dar trebuie să ai YouTube plătit. YouTube. Așa. Băi, suntem în România, YouTube. Băi, că așa am învățat. Bun. Ce vrei. Tu ai văzut în Germania ce ai învățat așa. Da. Presupun că tu spui și WhatsApp. Exact. Nu spui WhatsApp. N-are cum să fie. Că n-are să fie WhatsApp, că e cu UP. M-am învățat tot în Germania când a fost un spectacol. Poate să fie WhatsApp, înțelegi? Adică poate să, o să dai pe accent engleză. Că e aplicația, exact. Nu? Da, dar nu e WhatsApp. Dar nu, mai e o chestie. Am mai pățit-o la Paris când mergeam pe stradă și întrebam ca prostul unde este atelierul lui Brâncuș. La atelier Brâncuș, bă, frate, nu înțelegeam. Și mai eram cu doi actori, că eram la filmări acolo. Și până noi românii proști trebuia să înțelegem că Brâncuș în Franța e Brâncusi. La atelier de Brâncusi. Era fix în spatele nostru. Da. Deci până la urmă implantul ăla a prins. Ultima dată când noi filmam, tu aveai o problemă cu un implant care nu se mai prindea. Ți-ai pus, l-a refuzat corpul, ți-ai pus din nou, a refuzat corpul. Da, m-am operat acum în Germania, da. Vezi, bă, că țin minte. Ultimele mele amintire este, ultima mea amintire e legată de implantul ăsta al tău cu care te-ai chinuit vreun an. Țin minte că n-aveai un dinte aici tot timpul. În unele secvențe din inimă de țigan se vede. Da. Da, acolo era perfect, adică mi-a și părut rău la un moment dacă mi l-a pus. Da. Da. Da, pentru că la secvența aia de pe barcă, una dintre primele secvențe din episodul 5, parcă, sau ceva de genul ăsta, mi-a dat un cot în gură exact peste operație, când făcuse de curând operația. A, de aia n-a prins. Da. Da. Ia uite, domne, să vedem. Zima, ești bine? Da, măi, suntem foarte bine. Cu ierul ăla acolo, mă uităm de acum. Și refuză întrebarea. Ce? Sunt foarte bine acum. Sunt într-o perioadă în care sunt foarte bine. În sensul în care. De ce? Fac teatru, fac spectacole. Ce pe care le scriu și le regizez. Ba mai mult, acum am început să am deschiderea asta și către a lua spectacolele unor colegi care, pe care le văd și le văd ca fiind foarte bune și încerc să le duc prin țară. Am avut o problemă acum cu pandemia asta, că au fost foarte multe restricții, adică se joacă la 30% din capacitatea sălii și în sălile mici. De exemplu, nu prea poți să joci, că înseamnă să joci la 40 de oameni și nu ai cum să acoperi. Chiriile au rămas la fel la săli, transportul e la fel, la hotel plătești la fel, numai că tu încasezi la 30%. Asta și ăștia trebuie. Dacă vor să te vadă acum, ăștia de pe net, unde trebuie. Păi tu când dai asta? Săptămâna asta, adică peste vreo 2-3 zile o să fie deja pe YouTube. Da, e foarte bine. Noi avem spectacolul pe 22 martie, la Teatru de Comedie, se cheamă Bărbații la 40, femeile la 43, dar ieri dimineață l-am pus la vânzare și până ieri seara a fost sold out. Deci s-a vândut tot. Și o să mai suplimentăm cu bilete în momentul în care o să se schimbe restricțiile. Pentru că în momentul ăsta restricțiile sunt de 30% și se pare că în următoarele săptămâni se vor mai schimba lucrurile, adică să ajungem la un 50% măcar. Și atunci o să mai aduc 100 de bilete. Sau pe cine mai vedem? Cu Leonid Doni și cu Andreea Mateiu. E tot așa? Umblă, liniștit. Că el tot îmi rămâne. Auzi? Fii atent. Leonid Doni, Andreea Mateiu. Același spectacol este pe data de 13 la Bruxelles. Da, la Bruxelles pe 13. Și pe data de 12, nu, pe 12 la Bruxelles și pe 13 la Düsseldorf. Ia zic, cum se zice? Zic. Nu știu, mă, nene, mă. Zic, mă, cum se zice Düsseldorf, că noi am avut o problemă să promovăm spectacolul ăsta cu Düsseldorf, că niciunul dintre actori nu avea accentul care trebuie. Zic, fă-ne tu un promo. Düsseldorf. Da, deci suntem acolo, iar bilete pot fi cumpărate de pe Top Europe Events sau pe Teatrul Mephisto București. Așa, deci e comedie? E comedie, mergem cu ea, e scrisă de mine, e, după cum spune și titlul, Bărbații la 40, femeile la 43,
este despre criza pe care o au bărbații la 40 și se pare că o au și femeile la 43. Da. Noi n-am ajuns acolo încă. Eu încă sunt pe la 35. Tu? Eu am trecut, da. Ți-ai luat mașina, amantă? Ce ți-ai luat? Nu. Sunt foarte liniștit și echilibrat și mi-am dat seama că de fapt ăsta e cel mai bun lucru. Când ajungi în punctul în care nu-ți mai dorești mașină decapotabilă și nu știu ce chestie foarte scumpă sau vacanțe și așa, de fapt abia atunci încep să vină lucrurile și banii, știi? Când nu ți-i mai dorești. Ai ajuns în punctul ăla în care îți dai seama că o să mori? Am ajuns, da. Știi că pe după 40 de ani, oamenii încep să se gândească din ce în ce mai, să conștientizeze că... Cât te duci? Că, bă, începe să albească pe aici, începe să... Că fără de ce adolescenții, de ce adolescenții sunt atât de nebuni și conduc cu viteză și... bine, adolescenții conduc cu viteză la 18 ani, că la 19 deja nu mai sunt adolescenți. Teenager, ba da, până la 19. Dar de ce sunt atât de nebuni? Nu conștientizează aproape deloc treaba asta, că... Ei au impresia că părinții lor o să trăiască etern, o să fie lângă ei pentotdeauna, că ei nu au cum să moară. Nu există chestia. Ei, și la 40 de ani ajungi să începi să te gândești, bă... Și ce ai făcut? Ce ai început să faci din momentul ăla? Cea mai mare bucurie este... Deci te-ai lăsat de bău. Cea mai mare bucurie este, ascultă, este să îți prioritizezi meseria. Prin toate mijloacele, adică unul la mână, să scoți oamenii nașpa care te încurcă, să te ferești de ei, doi la mână, să pui mâna și să îți faci meserie, adică să știi că tu asta vrei să faci, nu să faci parte din diferite proiecte unde ești chemat. Am renunțat total să mai răspund afirmativ, acum 4 ani de zile, proiectelor de gen... reality, vin în Thailanda, vin nu știu unde să faci nu știu ce, du-te și fă autostopul prin 10 țară. Dar ai muncit pentru chestia asta mult. Am făcut-o și am văzut că nu e pentru mine. Adică, nu zic ca să ajungi în punctul în care ești acum, să ai producțiile tale și să da, faci ceea da, ce îți da, dorește. Am riscat, adică să înțeleagă și oamenii ăștia că nu se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă. A durat 10 ani. 10 ani de zile în care am bătut la uși până mi s-a deschis. Și nu mi se deschideau la început, pentru că le e greu să le schimbi mentalitatea oamenilor despre cine ești tu. Ai plecat ei, de la zero sau de la minus pentru a ajunge unde ești? Am plecat de la minus, într-un fel, dacă o iau. Dar, având în vedere datoriile despre care tot vorbeai? Nu, nu despre asta e vorba. Am plecat de la minus în sensul în care eu voiam să activez într-un domeniu unde faptul că eu făcusem televiziune nu era un plus, era un minus. Adică la teatru, când voiam să cooptez niște oameni și să facem un spectacol de teatru, mulți nu voiau să se asocieze cu tine, cu toate că eu câștigasem gala Tânărului Actor pentru cel mai bun actor când am terminat facultate, făcuse facultate de teatru. Faptul că am făcut atât de mulți ani televiziune m-au făcut în ochii unor colegi de teatru, un om care nu e de la noi, hai mă, te-ai dus și te-ai... Asta vorbeam și cu Măruță. Ți-ai bătut jos acolo. Dacă ar fi avut ocazia, oricare, sau hai să zicem 99% dintre aia care ziceau chestia asta, să fie în locul tău, ar fi fost acolo înaintea ta. De asta sunt aproape convins. Știu, dar după aia au apărut acele reality show-uri. Dansează... Mănâncă, fă mâncare, am fost la Masterchef, am fost la Dansez pentru tine și toate alea. Lucruri care, da, au făcut ca Stivenu să nu se mai numească Stivenu, să capete cumva numele de Octavian Strunilă. Lucruri pe care tu l-ai avut de la început, că tu când ai venit, tu, pe tine te știa lumea de Lucian Viziru. Dar la mine a fost cealaltă treabă. La un moment dat mi-am dat seama că îmi consum toată energia făcând niște lucruri la care nu mă pricep. De ce mă apuc eu să dansez dacă eu nu la dans sunt bun? Eu sunt bun la actorie, da? De ce nu fac actorie, frate? De ce nu fac actorie? Cașcaval pe nemă, să vrei tu. Mă duci cu un spectacol, dansez pentru te duci cu un spectacol, două de teatru prin țară, faci două turnee bune și ești tot acolo cu bani. Crede-mă. Nu e așa. Nu... Da, dar e mai ușor.
Ce e mai ușor? Să te duci la dansez pentru tine. Să te duci la dansez pentru tine e ușor. Nu a fost deloc ușor. Am muncit 3 luni de zile, am slăbit, eram cașchi. Ce am făcut și am tras? Păi da, dar acolo una este de la actorie, să fii pe scenă acolo. Aia știi să faci. Da. Pentru chestia aia te-ai pregătit și la facultate. Da. Ai muncit o grămadă. Da. Acum să nu spui tu mie că tu ca actor erai la fel de bun ca și dansator. Nu. Păi, asta zic. Nu, era complicat. Deci ai muncit 3 luni de zile față de 10 ani de zile cât ai muncit pentru actorie. Da. Și... De-aia zic, e mai ușor. Nu a fost pe un singur plan. Poate că aici a fost, de-aia a fost mai greu. Că eu nu m-am dus și am zis, gata, fac doar teatru. Eu am încercat să fac pilot, un pilot, n-am mers, am mai făcut un pilot, am mai scris pentru televiziune, am scris sezonul 2 de la Tanti Florica cu Florin Călinescu, l-am scris eu, am scris un serial întreg la Canal D, am scris toate spectacolele în care joc, sunt scrise de mine și regizate de mine. Pe cine disprețuiești tu cel mai mult pe lumea asta? Un om? Sau un om. Poate fi și animal dacă... Disprețuiești? Da, cineva pe care urăști. Dar nu mai poți, adică nu știu. Băi, asta poate cu... Poate să fie Putin, poate să fie... Cu ura, știi ce e? Cred că nu... Tom și Jerry. Nu, ura nu e bună, că-ți consumă, te enervează, hai să mă enerveze. Da, nu? Cineva care te enervează. Te enervează rău de tot. Da. Cred că... Păi nu știu ce să zic așa, vorbesc serios. Iliescu? Nu. Nici măcar, ia mai pune întrebări, că îți spun eu da la care. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un bărbat? Cuvântul ăsta, să-și țină cuvântul. Adică să vorbim mult. Să fii om de încredere. Nu, să-și țină cuvântul. Și prietenia. Vorbesc foarte serios. La vremea la care noi lucram împreună, prietenia era ceva foarte efemer așa, era conjuncturală. În sensul că lucram împreună și eram prieteni, vezi, Doamne, dar ai văzut că nu a fost așa. Că după ce ne-am despărțit, n-am mai vorbit la telefon. Prietenia aia care rezistă. Și care, cu adevărat, atunci când ceri ajutorul unui om, eu cred că cel mai mare ajutor pe care poți să ți-l dea un prieten nu este să-ți dea niște bani împrumut. Să te iai deoparte și să te întrebi, dar de ce ai tu nevoie de bani împrumut? Că ce? Că nu funcționează ce la tine? Nu mai bine te ajut cu a ieși din situația asta în care ești? Apropo, ai ieșit 100 de euro? a ieși din situația asta în care ești? Nu mai bine te ajut să ieși din situația asta în care ești decât să-ți dau 100 de euro, că poate azi îți dau 100 de euro și mâine nu-i mai ai. Nu mai bine, hai să facem ceva împreună să te pot ajuta. Asta, prietenia aia la care n-a renunțat niciodată De Niro. Că De Niro a avut prieteni adevărați pe care i-a susținut până în ultimul moment, până în cele mai grele clipe. Și, de exemplu, Joe Pesci joacă în filmul ăsta ultimul datorită lui De Niro, pentru că el era retras, el era undeva într-o... depresie, nu credea că o să mai joace niciodată, avea niște probleme cu actoria, cu asta, nu mai avea încredere și De Niro a stat pe capul lui, a tras de el și l-a convins să joace și acum i-a mulțumit, a zis că m-ați scos, m-ați readus la viață, știi, cumva. Deci prietenia. Și la femeie? La femeie? Să fie bărbat. Care? Să fie cu suflet de bărbat. Să te ia pe la spate, să de asta. Să fie... nu-mi plac femeile care sunt, se socotesc victime, dar sunt feministe, știi? Adică, vai, eu nu pot, că sunt femeie, că nu pot, că eu nu pot să fac asta, nu pot. Dar pe partea cealaltă luptă. Păi, noi, femeile, feminismul, știi? Adică, alegi, hai să alegem. Ori, ori. Corect. Cine sau ce este iubirea vieții tale? Familia mea e iubirea vieții mele, începând de la Oana, copii. Și aș pune pe planul 2 meseria, sub toate formele ei, pentru că meseria acum la mine implică mai multe. Dacă îți vine să crezi, am început să mă îndrăgostesc de ideea asta de a fi producător artistic, adică de a dezvolta visele celorlalți din jurul meu. Adică vin oameni care au niște idei foarte bune, dar pur și simplu nu știu cum să le pună pe picioare. Și unul dintre proiectele mele, așa, în background, este să dau viață unor proiecte care există în mintea unor prieteni de-ai mei. Sau care fără ajutorul tău n-ar putea să se îndeplinească. E destul să se încurajezi, să știi, de multe ori. Când ai fost cel mai fericit? Acum. Nu chiar momentul ăsta. Dar perioada un asta. Proverb
rusesc zice, nu vorbi prea mult de fericirea ta, că cu cât vorbești mai mult, cu atâta e pe cale să-ți dispară. Nu, sunt bine, nu sunt fericit, sunt bine. De fapt, fericirea înseamnă să nu-ți fie rău. Iar la fel un proverb budist este că mi l-a zis cineva aseară de asta, nu că aș fi eu plin de proverbe, dar e foarte proaspăt. Mi-a zis că viața e plină de nenorociri și de neajunsuri, iar din când în când ne e bine. Și când ne e bine, ne simțim fericiți. Am zis 10, dar cred că te las. Încă zic, două zic că-mi și plac, dar ce să placă. Dar pe serios, eu aș mai sta. Până la cât ai? Când, când ne ține, nu mai am bandă. Facem serii. Dar dacă ar fi să schimb ceva la tine, ce ai schimbat? Sunt multe de schimbat. De fapt lucrez la asta și cred că lucrăm toți. Și mai multă consecvență. Că sunt momente în care mă trezesc pe canapea prea mult la Netflix, adică mă pierd în asta. Cu toate că eu îmi aduc o justificare continuă, că bă, face parte din meserie, că eu să văd filme, meseria mea. Dar câteodată văd filme care nu au legătură, pur și simplu mă prinde subiectul. Unde ți-ar plăcea să trăiești altundeva decât în România? Nu la mare. La munte? Da. Nici la munte, dar nu mă văd trăind departe de oameni. Dacă acum câțiva ani aveam visul ăsta, o casă undeva în marginea Bucureștiului, acum îmi repugnă chestia asta. Vreau să fie foarte urban, să cobor, să am cafeneaua gen jos. New York. Poate, n-am fost, n-am ajuns. Pe genul, nu trebuie neapărat. Nu, dar vorbesc de asta, în filme. Vorbesc de asta, să cobori și să ai cafeneaua la scară, să poți să-ți iei o gogoașă din colțul străzii, să te saluți cu omul de la fructe și legume, să fie prietenul tău, să-ți spună am adus mere de la... Deci e corporatist, fraților, a devenit corporatist, despre asta e vorba. Ceea ce e bine, din punctul meu de vedere. Dar să nu uit și de spectacolul ăsta, uite că Papadopoul și așa, avem spectacol pe Picior de Play. Picior de Play e o platformă pe care românii din întreaga lume... Papadopoul a jucat, bineînțeles, în Numai Iubirea, Regina și așa mai departe. Le știți, Alexandru Papadopoul și Leonid Doni, doi motani, pe 1 martie, pe Picior de Play. Adică piciordeplay.ro e o platformă de streaming pe care românii din întreaga lume, dar și din România, că sunt foarte mulți oameni în România care nu au posibilitatea să ajungă la teatru. Poate din cauza unui handicap, sunt oameni care stau la pat, bolnavi și ar vrea să vadă teatru pentru că vedeau teatru în tinerețe, sau oameni care au teatru la 60 de kilometri de orașul sau satul în care locuiesc, sau care românii sunt care sunt, da, dar clar că românii din străinătate sunt vizați, pentru că sunt foarte mulți care intră pe Picior de Play și văd spectacole. Picior de Play are deja peste 30 de spectacole înregistrate și date în sistem live. Asta e interesant, că tu intri, noi jucăm la Apollo cu spectatori în sală și spectacolul se transmite live ca un meci, în timp real, adică pur și simplu dacă se greșește, se greșește, nu se mai reface ca la teatru, ca la film, dubla 2, dubla 3. Deci, dragilor, Spartanul, Timea, Canada, Germania și așa mai departe, vă invităm pe piciordeplay.ro. Mamă, da. Ca la gaz pe foc. Da. Ultima întrebare. Nu te-ai gândit să... Am și eu o întrebare. Nu te-ai gândit să refaci gaz pe foc? Nu, mulțumesc. Ai văzut că e la mod acum, la Berăria H. S-ar putea să facem o piesă. Sunt la Berăria H. Sunt concerte cu trupe din anii respectivi care rup. Pentru că știi de ce? Acei oameni care atunci aveau 15-16 ani și erau fanii voștri, că aveți fetițe de 15-16 ani, acum sunt oameni cu putere de cumpărare. Da, atunci erau fetițe, acum sunt femei în toată firea. Păi ce da, să mai faci cu au putere de cumpărare, adică sunt oameni care lucrează și amintesc odată cu voi, odată cu retrăirea momentului gaz pe foc, își amintesc de momentele lor mișto din adolescență. Bravo, se uite pe YouTube, o să mai postez. Da, mă înțeleg ce viitorul, zici. În următorii 3 ani, sunt spectacolele live, pentru că s-a săturat lumea să stea în casă, să uite pe ecrane mici. Lumea își va dori, când se va termina cu pandemia asta,
Și cu războiul. Războiul mai durează o săptămână. Atât. Atât îi mai dau eu. Când se va termina cu pandemia, oamenii o să vrea să iasă, o să fie nebunie. Ți-am spus, am pus pe un spectacol la vânzare dimineață și seara nu mai erau bilete. Oamenii vor concerte, spectacole, live, să iasă, să stea împreună, să stea aproape, uite așa, fără măști. Își doresc asta, să dispară odată virusul și să putem să socializăm, că am nebunit cât am stat în casă. Nu-i Doamne ajută. Și cred că funcționează asta, va funcționa. Dacă trupa generic cu Trenul Vieții a revenit și se cântă la Berăria H, eu cred că gaz pe foc ar rupe. Da, bravo. Să aveți impresia? Ok, ultima întrebare, dragul meu. Care consideri tu că este cea mai mare realizare a ta? Acum filmul ăsta, pentru că e foarte proaspăt, da. E un produs la care am muncit foarte mult și am avut și rezultatul pe măsură. Adică la filmul ăsta n-aș schimba nimic. Adică el în momentul ăsta a ieșit exact cum l-aveam eu în cap. De la imagine până la interpretare și până la succesul pe care l-a avut. Singurul minus pe care l-a avut filmul ăsta a fost că a debutat în pandemie, a ieșit în cinema în pandemie și oamenii n-au putut să vină în număr foarte mare pentru că erau certificate verzi. Era prima săptămână în care oamenii aveau nevoie de certificat. Dar există pe Netflix. Dar el a ajuns pe Netflix. Și nu oriunde, ci în top 3? În top 10 a fost înainte... În top 10 a fost cele mai multe săptămâni dintre filmele românești, a fost foarte mult. Vreau să arăt ceva, știi? O chestie, vreau să arăt. A făcut screenshot la... A făcut screenshot așa. În top 10, uite. Cine era pe locul 1? Complet necunoscut și pe locul 2, Leo DiCaprio. Fraiere! Bine! A fost frumos asta, a fost frumos. Chiar asta, ziua asta în care am câștigat asta, a fost o zi foarte faină. Asta nu înseamnă că DiCaprio nu era pe primul loc în toată lumea. Vorbesc serios, m-am uitat pe site în ziua respectivă, că pe Netflix poți să vezi ce era săptămâna trecută. Don't Look Up, al lui DiCaprio, era pe locul întâi în toate țările din lume. În România era pe locul 2 după complet necunoscut. Dar știam că a fost doar pe locul 3, dar uite că mă bucur că am auzit. El a fost pe locul 1 cu săptămâna înaintea noastră, Don't Look Up. Adică a fost poza invers, știi? Și după o săptămână, câteva zile am fost așa. Pozele de la premieră le-ai văzut. Noi am avut o premieră glamour din asta, super. Nu le-am văzut, dar dacă îmi dai link-ul o să pun la comentarii să înțelegi, adică noi chiar pozele. Am făcut o premieră ca la Hollywood. Uite, pe Andreea Ștefan, zici că l-am făcut 50 de ani la întinerit. Înțelegi? Nice. Dragule, eu îți mulțumesc foarte mult că... Cu mare plăcere. Că am stat de vorbă. Și gândește-te că poate putem să facem ceva, poate pot să te ajut cu ceva, să-ți folosesc cu ceva, de fapt, nu să te ajut. Poate îți pot fi folositor. Acum că m-am întors în România, cine știe. Nu știu dacă știi, dar eu mai nou sunt agent imobiliar. Deci dacă vrei să cumperi o casă sau un teren sau o hală sau cine știe, poate ai nevoie de un spațiu pentru birouri. Știi? Îți poți sta la... Sau să faci o investiție. Avem și pachete de genul ăsta, așa că... Băi, numai investiții proaste am făcut, adică... Am făcut training 2 luni de zile pentru treaba asta, ești nebun la cap. Serios? Da. Unde? Lucrez la Remax România. Aha. Da. E foarte bine. Nu, mă uit aici, nu că așa, vreau să-ți mai arăt o fotografie. Hai să ne pupăm înainte, ca să putem să încheiem, să facem un final așa drăguț, că ai tot zis să ne luăm un braț. Haide, domnule, hai. Să vadă lumea cât de gras sunt eu și cât de slab ești tu.